să vizităm în centrul țării orașe precum Sibiu, Sighișoara, Brașov, uităm să ne îndreptăm atenția și spre orașele mai mici. Fără a face o comparație între ele, astăzi vă invit să urmăriți un scurt video din orașul Mediaș. Deși dovezile prezenței umane în regiunea Mediaș datează din Neoliticul Mijlociu, orașul Mediaș a fost menționat pentru prima dată într-un document scris în timpul ocupației romane sub numele de Permedias, adică orașul la răscruce. În anul 1283, după intrarea sașilor în Transilvania, orașul a devenit Sacerdos de Mediaș, iar în 1389 a fost redenumit Villa Medies. În Evul Mediu, ca majoritatea orașelor din Transilvania, Mediașul era puternic fortificat, încercând astfel să fie protejat de invadatori. Biserica fortificată a reprezentat nucleul în jurul căruia s-a dezvoltat treptat cetatea. Centrul vechii colonii Mediaș a păstrat o atmosferă medievală cu străzi înguste și șerpuite, case vechi de secole și o piață mare înconjurată de fațade colorate. De aici încolo vă las în compania imaginilor și vă invit, dacă sunteți în trecere, să faceți o oprire măcar de câteva ore prin acest cochet orășel.